Kelemen Hunor intră în cursa pentru Cotroceni. Liderul UDMR a fost ales în unanimitate de Consiliul Federal al Deputaților pentru a reprezenta partidul la alegerile prezidențiale din acest an. În 2023, Kelemen Hunor anunța că nu ia în calcul o astfel de candidatură. Am primit sarcina din partea colegilor mei să fiu candidat la alegerile prezidențiale din 2024 și am spus că în aceste condiții, sigur, opțiunea mea personală contează mai puțin. Este important interesul și punctul de vedere a majorității și interesul comunității noastre politice. Voi fi candidatul Uniunii Democrate Maghiare din România la alegerile prezidențiale din 2024. Kelemen Hunor a fost ales cu unanimitate de Consiliul Federal al Deputaților să fie candidatul UDMR la alegerile prezidențiale. În discursul său de după vot, Kelemen Hunor a spus că relația dintre stat și cetățean va fi tema principală a campaniei electorale prezidențiale a UDMR. Ne pregătim să avem mesaje constructive, să readucem înapoi în dezbaterea politică bunul simț și dezbaterile raționale, fiindcă asta lipsesc. Dacă mă uit și văd ce se întâmplă în jurul nostru, am impresia că suntem într-o instituție din sistemul sanitar bine protejat, ca să nu spun altfel. Și dacă mă uit la actul de guvernare, văd la fel haos. La începutul anului 2023, Kelemen Hunor a spus că nu mai ia în calcul o candidatură în cursa pentru Palatul Cotroceni, dar dădea asigurări că UDMR va avea propriul candidat. Încă din 1996, UDMR a candidat în mod regulat la alegerile prezidențiale.